Nu mi-a plăcut niciodată să fac, spre exemplu, pregătire fizică. Adică să fac forță brută, cum merg unii și fac la fitness, spre exemplu. Nu mi-a plăcut. Eu căpătam forță prin numărul de repetări pe care le aveam la fiecare aparat în parte și la fiecare element. Deci pe mine, în loc să mă pui la pregătire fizică, mai bine ziceai, fă 2000 de ori salturile alea sau 1000 de ori, da, nu știu. Îmi plăcea mie mai mult. Am astăzi onoarea să stau de vorbă peste o oră și jumătate, zicem noi, cu cel mai bun gimnast din istoria României. De 18 ori i-a cântat imnul României și sunt foarte curioasă să aflu de la el cum s-a simțit atunci, dar și multe alte povești. Bun găsit, Marian Drăgulescu! Bună, Gianina, și mersi pentru invitație. Uite, de data asta într-un cadru mai relaxant, că de obicei veneam la emisiune pe care le țineai tu, la postul acela de televiziune. Aici și că putem să dăm nume, nu e nicio problemă. Am înțeles, ok, nu mai contează. Da, și eu îți mulțumesc mult de tot pentru că ai acceptat să vii și mă bucur că, cum ai spus, ne întâlnim într-un cadru care ne face să vorbim despre subiecte așa pe care nu le puteam aborda atunci când eram în televiziune totalmente. Da, mă, sunt curios și eu ce, știi că de-a lungul timpului, prin prisma meseriei pe care am avut-o, că acum am schimbat, mă rog, tot în același domeniu, antrenor, nu mai sunt sportiv de performanță, s-au scris aproape tot ce era de, și spus tot ce era de spus despre mine. Nu știu, hai să vedem ce iese din acest interviu. Sper să iasă ceva frumos, așa, o povestioară drăguță, să treci prin toate și să fie așa suculent. Cu siguranță. Păi știi ce mi-a venit acum să zic? Uite, vis-a-vis de o relație, da? Putem să spunem într-o relație, mie nu mai îmi trebuie niciun bărbat, că m-am lămurit cu bărbații. Păi stai așa, că n-ai de unde să știi ce apare, știi? Așa. Și cine, ce altcineva trezește în tine, știi? Așa e și cu mine acum. Oricum, eu sunt relaxată de fel așa în preajma ta, pentru că ne știm de foarte mulți ani. Cred că de la începuturile mele în televiziune, de vreo 15, așa, nu? Cred că și de la începuturile mele în sport, așa, la seniora. Ne știm de mulți ani, nici nu mai știu, am pierdut numărul. Sunt foarte curioasă să aflu de la tine astăzi lucruri pe care le-am notat să le aflu, dar și lucruri care o să-mi vină așa, ca inspirație. Uh-huh. Eu mă las și dusă de inspirație, de foarte multe ori. Și sunt curioasă să vedem ce o să iasă. Răspundem la întrebarea cu imnul. 18 ori, îți dai seama de câte ori să scânte imnul României, că eu l-aud numai o dată și primele versuri și îmi vine să plâng și mă gândesc, Doamne, ce ori simți ea? Da, de 18 ori la campionatele cele mai importante. Uh-huh. Dar mie mi-a cântat imnul de mult mai multe ori. Da, 18 ori la campionate mondiale, da, și europene. Că am mai avut cupe mondiale, am mai avut diferite competiții în care a cântat imnul, dar nu la un campionat foarte puternic. Da, de 18 ori și la seniori concurez din 1998. Cât să fie? Cred că a cântat imnul cam în fiecare an de-a lungul anilor de cât timp concurez la seniori, ceea ce pentru mine este o mândrie. Mă mândresc cu tot ceea ce am realizat în gimnastică, cu tot palmaresul. Nu este un palmares ușor de egalat, pentru că am avut și o longevitate foarte mare și culmea și în gimnastică, unde iată că nu este un sport, să zic, foarte longeviv, dar mi-a plăcut ceea ce am făcut. Întotdeauna m-au atras provocările. A fost din ce în ce mai greu. Este greu să urci pe prima treaptă, dar este la fel de greu să te și menții și de la un punct încolo din ce în ce mai greu să păstrezi acea poziție. Dar au venit cu multă muncă, multă seriozitate, dar și cu multe satisfacții. Satisfacții profesionale, personale, satisfacții pe care le-am avut nu numai eu, cât și întreaga mea echipă, familia, prietenii și cei care îndrăgesc acest sport și sportul în general. Pentru că și mă gândesc acum, în primul rând, la românii din România, pentru că
indiferent în ce domeniu ai activat, atâta timp cât un român realizează anumite lucruri în domeniul său afară și, nu știu, câștigă trofee, ne mândrim cu toții și îi urmărim cu toții și ne aduc bucurie. Auzi, dar la imn ai plâns? Nu știu dacă am plâns vreodată la imn. Nu știu, sunt emoții puternice, dar nu știu, nu mai știu, cred că cel mai emoționat moment cred că a fost la Cluj în 2017, chiar spre finalul carierei. S-a întâmplat că pentru prima dată să se organizeze în România un campionat european și pentru prima dată să concurez și eu la o competiție atât de importantă cu mai mult de 6.000 de români în tribună. Wow. Da. Și au cântat imnul cei care au fost de față împreună cu mine, am câștigat medalia de aur la sol și a fost o bucurie mare. Mă gândeam chiar înainte de, în prima zi în calificări, oarecum în prima parte a competiției reușeam să trec și de fiecare dată trec mai ușor din calificări să ajung în final. În finală, acolo știu că și cea mai mică greșeală te scoate de pe podium, te scoate din primii trei și atunci tot timpul au fost emoțiile mai mari în finală decât în calificări. Și pot să spun că la fel de greu este să intri și în finală din calificări, dar emoțiile erau mai mici întotdeauna. Înainte să intru în finală la Cluj, țin minte că aveam emoții extraordinar de mari și mă gândeam că este singura mea șansă să pot cânta sau să poată cânta imnul cu mine cei 6.000 de români din sală. Și am avut mari emoții și uite că cineva sus m-a ajutat, da, și mi-a ascultat dorința și s-a și împlinit și a fost singurul moment din toate competițiile la care am participat unde am putut să realizez chestia asta, să cânte atât de mulți români imnul cu mine în sală. Te consideri un om norocos? Foarte norocos. Serios? Sincer, da, da. Chiar mă consider un om norocos. În primul rând, mă consider un om norocos pentru că mi-am găsit cumva vocația la o vârstă foarte fragedă. Nu știu dacă sunt foarte multe persoane care își găsesc, talentul, cel mai mare talent al lor la o vârstă așa de fragedă. Sunt unii care nu se regăsesc până la bătrânețe, nu ajung să... Și mă bucur că am făcut ceea ce mi-a plăcut și în continuare fac ceea ce îmi place, antrenor la Clubul Steaua. Dar începuturile tale în gimnastică la ce vârstă au? La 7 ani. Jumătate, cam așa. Și eu nu mai știu, adică cu siguranță am citit despre tine sau cu siguranță ai mai spus și tu despre partea asta de început în gimnastică, dar a fost dorința ta, a fost a părinților? Cum ai intrat acolo? Măi, culmea, mama a făcut gimnastică la viața ei de performanță și tata a făcut și el sport, a cochetat cu mai multe sporturi, n-a făcut de performanță într-unul singur foarte mult timp, dar a făcut mai mult, adică a făcut mișcare. Eu am ajuns în primă fază la karate, tata era mecanic auto și a venit un antrenor de la Clubul Steaua, Steaua, și i-a spus tatălui meu că dacă are copii îl invită. Le invită la sala de karate din Ghencea și să vin acolo și tata m-a dus pe mine și am început, cum spuneam, la Clubul Steaua. Măi, nu mi-a plăcut, nu m-am regăsit la karate, deși urmăream filme cu Bruce Lee și aia îmi doream eu când eram mic să ajung, ori Bruce Lee karatist, ori mă mai uitam la filme cu Chuck Norris, ori cowboy sau nu știu ce, ceva pe acolo, știi? Nu medic sau... Bine, alea ajungi mai târziu când ești mic, alea... Sunt așa la ordinea zilei. Da, alea, gândurile alea le aveam în cap. Și nu mi-a plăcut la karate pentru că era și foarte departe. Eu stau cumva, cei care cunosc Bucureștiul, undeva la Lia Manoliu, Stadion Național, și trebuia să traversez tot Bucureștiul până în Ghencea ca să... Și mergeam și seara atunci când toți copiii ieșeau la joacă. Și uite așa, vreo 6 luni de zile durea mai mult drumul până acolo și înapoi decât activitatea sportivă în sine acolo, plus că aveam foarte mare energie la vârsta aceea, nici nu puteam să stau locului. Până la urmă, cred că de-aia m-a dus tata la karate. Dar la karate nu se dea voie să
nu știu, să te desfășori așa cum îți dorești, cum îmi doream la vremea respectivă, în sensul în care totul era foarte serios. Deci era numai muncă de la primul minut până la ultimul minut, nu era niciun pic de joacă, nu era niciun pic de zâmbete, râsete, ghioante, piedici și trăznăi. Și vreo 6 luni am mers la karate, până la un moment dat când a venit la școală un antrenor de gimnastică și am fost și eu printre cei 4-5 copii selectați, am primit o carte de vizită și ne-a invitat să venim la sala de gimnastică și culmea era, traversam strada și eram la sala de gimnastică, adică făceam 5 minute. Am zis, wow, karatele oricum nu-mi plac, zic, sala asta e și mai aproape, nu știam ce înseamnă gimnastică, sincer. Deci m-am dus așa, să scap de altceva, știi? De-aia m-am dus la gimnastică. Bineînțeles că tatălui meu nu i-a plăcut că practic era obrazul lui acolo, relația lui acolo, dar m-a lăsat, dacă nu-ți place, na, ok, du-te la gimnastică, dar măcar de asta să te ții, știi? Așa a fost. Mă, și adevărul, de când am intrat în sala de gimnastică, și cum mi s-a părut așa ca un loc imens de joacă pentru copii, cum sunt spațiile astea de joacă prin mall-uri, prin supermarketuri, așa mi s-a părut mie, cu groapă, cu bureți, cu frânghii, cu bureți, plase elastice, cu tot felul de obstacole, stecațe, să te arunci, și cu trambuline. Și în primele luni, cred că mai mult ne-am jucat, ne-a lăsat antrenorul să explorăm tot ce era în sala de gimnastică, să ne urcăm pe trambuline, să ne aruncăm în bureți. Și era și un mediu în care nici nu prea n-aveai cum să te lovești, pentru că era o grămadă de saltele, oricum te aruncai, nu prea. Și mi s-a părut super, zic, oa, sportul preferat, ce faci la sală, mă joc. Și așa din mă joc, știi? Cu timpul s-a redus timpul de joacă și a început și lucrul, da. Învățarea unor elemente simple în primă fază, după care am trecut la elemente mai complexe, complicate, periculoase. Bineînțeles, am început să avem și noi grijă de mobilitate, încălzire, pregătire fizică, forță, să punem și noi puțină forță pe noi ca să putem face acele elemente, și ușor, ușor s-au legat lucrurile. Crezi că și acum, sau bine, nu acum, că nu mai faci gimnastică de performanță, ești doar antrenor, dar când activai, da? Ți se părea că e o joacă, chiar și o joacă, dar luată în serios? Când am început competițiile, la asta te referi? Nu, mă refer chiar pe parcurs. Pentru că, uite, de exemplu, pentru mine ceea ce fac acum, normal, e profesionist, dar e o joacă pentru mine, adică simt că mă joc, e ceva ce face parte din mine, știi? Mi-a plăcut dintotdeauna, mi s-a părut că este o joacă și mai mult o provocare tot timpul, așa am luat-o, știi? Bineînțeles că se simțea foarte mult și munca din spate și seriozitatea și atenția la multe dintre lucrurile care mă ajutau să obțin performanța până la urmă. Nu mi-a plăcut niciodată să fac, spre exemplu, pregătire fizică. Adică să fac forță brută, cum merg unii și fac la fitness, spre exemplu. Nu mi-a plăcut. Eu căpătam forță prin numărul de repetări pe care le aveam la fiecare aparat în parte și la fiecare element. Deci pe mine, în loc să mă pui la pregătire fizică, mai bine ziceai, fă 1000 de ori salturile alea sau 1000 de ori, da, nu știu, îmi plăcea mie mai mult, știi? Nu mi-a mai plăcut iarăși mobilitatea. Când trebuia să facem sforile, podurile, tot felul de... Dar a trebuit să le facem, deci de asta am conștientizat că am nevoie și de lucrurile alea. Bineînțeles că am zis eu că aș fi ales să fac mai multe repetări, dar oricum n-am scăpat de pregătire fizică, a trebuit și aia. Să fac și am făcut. Îți mai aduce aminte care a fost prima medalie importantă câștigată? Măi, importantă. Pot să zic așa, că am primele mele trofee câștigate în gimnastică și anume sunt două pahare
am un pahar, și de-astea, pahar, și s-a, l-au păstrat ai mei până și în ziua de astăzi. Nu sunt crăpate, nu sunt zgâriate, nu sunt sparte. Am un pahar, scrie CSS Dinamo sau CSS 7 Dinamo, și un pahar scrie CSS Triumf. Eu am fost la Triumf prima dată, un an jumate sau doi ani, după care am trecut la CSS 7 Dinamo. Și ca să vezi, de asta ziceam că am fost la karate la Steaua. După care am fost la Triumf Dinamo, la Dinamo am stat până la vârsta de 31 de ani. Și de la 31 de ani m-am mutat la Steaua, am revenit de unde am plecat, știi? Păi nu știu. Cred că așa universul, așa că altfel nu mi-explic. Nu m-aș fi gândit să ajung vreodată la Steaua, dar uite, iată că s-a întâmplat. Păi și ce trofee așa mai ciudățele ai acasă, în afară de paharele astea? Bine că nu ți-a dat bibelou. Măi, aveam și șosete, dar le-am purtat. Serios, au dat premiu șosete? Da, da. Cum, șosete, așa? Șosete. O pereche sau mai multe? Nu mai știu. Cred că era o pereche la fiecare medalie. Sau nu știu. Serios? Deci o medalie și o pereche de șosete? Da, și o diplomă. Diplomele le-am pe toate. Am și, au făcut ai mei, o colecție așa cu fiecare apariția mea în ziare, cum era presa scrisă. Am teancuri de... Am inclusiv ziarele de când am apărut eu prima dată, prima, a doua, a treia oară, adică pe toate le-au. Ce de tare. Când am apărut eu în presă. Da, și... Mă, nu știu ce să zic, mie mi-a plăcut tot ce s-a întâmplat cu mine în direcția asta. În viața asta, nu? Până da. Acum. Da. Ai gustat bine din celebritate, dar vreau să știu dacă ai avut momente de aroganță. Aroganță la ce te referi? Nu știu, să fii arogant, având în vedere că ești un nume. Mă, nu, întotdeauna am fost cu picioare pe pământ, n-am fost fițos. Nu, nu. Și chiar multă lume care m-a întâlnit mi-au spus că, băi, pare așa, modest, am crezut că ești cu nasul pe sus, ne bagi în seamă. Mi-a plăcut întotdeauna să fac poze, să dau autografe și lumea vine la mine. Uh-huh. Îți place să fii vedetă? Mă, îmi place, dar îmi place să am și partea mea de intimitate, știi? Uh-huh. Și sunt cumva la mijloc, sunt ok. Am parte și de recunoaștere, dar am parte și, adică nu sunt... Nu știu, Michael Jackson sau Elvis, în care nici să nu scot capul pe ușă că mă asaltează paparații, știi? Nu, sunt ok, sunt ok. Să știi că foarte mulți români mă recunosc. Foarte mulți, am rămas surprins. Chiar dacă n-am eu foarte mulți followers, știi, pe site-urile de socializare. Și am constatat și de ce nu am, pentru că nu am activitate, adică nu... Sunt persoane care cu asta se ocupă, youtuber, vlogger și așa mai departe, influencer, care asta e meseria lor, stau non-stop pe online. Eu nu-mi permit, nici nu mă atrage foarte mult, adică nu e o pasiune de-a mea. Pasiunea mea este, uite, acum, spre exemplu, să învăț copii să facă gimnastică de performanță. Aia mă atrage pe mine cel mai mult. Bineînțeles că am și o pagină, am cont pe Instagram, Facebook, am și TikTok și mai postez și eu pe acolo. Dar așa, că nu mi-aduc eu aminte. Și nu ai fost sfătuit să postez mai des? Am fost sfătuit. Dar tot, dacă nu ești pasionat de ceva, mai uiți, mai te iei cu una, mai te iei cu altele, nu o faci într-un mod profesionist și na, nu se leagă lucru. Auzi, dar câtă lume oare te știe din gimnastică și câtă lume te știe de la Survivor, de exemplu? Băi, am constatat că în ultima vreme, mai ales de când m-am întors de la Survivor, mă recunosc copii care, îți dai seama, cum să zic eu, sunt un pic o generație mai veche, adică nu mă așteptam părinților să mă cunoască mai mult decât copiii de 5, 6 și 7 ani, știi? Și acei copii mă cunosc de la Survivor, nu de la gimnastică. Ia barnau că nu prea știu ei ce se întâmplă cu gimnastica de performanță. Dar foarte mulți copii mă recunosc de la Survivor. În rest, am fanii mei
de la, nu știu, cei din generație cu mine și mai sus, mă recunosc, cei mai mulți dintre ei. Și vin așa la tine și ce zic de obicei? Wow, te-am văzut la Survivor, cum a fost? A fost greu chestii de-astea, știi? Păi uite, dacă tot ai adus aminte de Survivor, ia zi și mie cum a fost acolo. Băi, greu. Deci greu, adică sincer. Adică e pe bune, pe bune, nu? Deci pe mine m-a intrigat foarte tare chestia, ți-ai, îmi plac provocările. De cele mai multe ori mă arunc cu capul înainte așa. Și m-a intrigat chestia asta. Survivor, supraviețuitor. Bă, mă lași. Bă, mă lași, ce e acolo, mă? Hai, mă, să vedem. Care-i treaba? Le-am făcut pe toate. E greu. E greu în sensul în care, cum să zic eu, așa, un pic de regim am mai ținut și eu, am mai sărit și eu peste o masă, peste două, am mai făcut și eu o slăbire, o saună, o alergare, o, știi? Am zis, bă, cât de gros e, hai că, na, nu-i mur eu de foame pe acolo. Mă, dar și care e faza? O zi, două, trei, cu mâncare puțină merge, o săptămână, două. Măi, deja după vreo 30 de zile de mâncare puțină, începe deja să se creeze un gol, începe deja să mintea ta se gândească numai în direcția aia. Că mi-e foame, nu? Exact. Cea mai mare lipsă, aia a fost, înfometarea asta. Te transformi, nu te mai gândești la nimic, decât la, nu știu, visezi cu ochii deschiși la mâncăruri, la tot felul de... tot felul de prostii, dulciuri, mamă, la dulciuri mă gândeam non-stop. Visezi, vezi, te mai și amăgești când vorbești despre ele, dar n-ai ce să faci. Și gândește, am restat 105 zile. Au fost momente când, mă rog, spre final, când am câștigat și noi anumite recompense, se întâmplă o dată pe săptămână, și în ultima perioadă am avut recompense, dar la mâncarea era nelimitată, practic. Deci, puteai să mănânci cât dura acea recompensă în 2 ore sau 3 ore, practic până cădeai sumas. Și la modul ăsta am mâncat. Și nu doar eu, să cred că eu am fost nebun, toți. Și s-a întâmplat prima dată și ni s-a făcut la toți rău și nu mai puteam, adică, bă, în loc să fie eu ceva, wow, mișto, deci în ziua respectivă eram toți, deci, cu dureri de cap, cu dureri de burtă, nu-ți mai zic, groaznic. Deci mâncam până vomitau unii, deci groaznic. Nu știu dacă am mâncat vreodată să te forțezi să se umple, mm-hmm. să nu mai poți și tu să mănânci, că zici, băi, cu cât mănânc mai mult acum, cu atât mai mult îmi ajunge încă câteva zile. Mm-hmm. Dar nu e adevărat. Da, normal. Deci ți se face rău atunci, a doua zi dai tot și gata, de a doua zi te foame iar. Deci că n-a fost o zi. Hai, poate a doua zi mai... rămâne acolo puțin. Probabil că din cauza asta erau și acele certuri pe care le mai aveați între voi pe acolo, nu? Dă-i seama, lumea își pierdea răbdarea, câteodată intervenea un pic și paranoia, pentru că se făceau alianțe, se făceau prietenii, mai era și jocul ăsta, că până la urmă era și o competiție, nu? Corect. Și bine, unii au vrut să plece mai devreme, iar alții au vrut să meargă până în finală, până la capăt. Și cei care au vrut să rămână au început să-și creeze alianțe, echipe, bisericuțe, triburi și cum vrei să le numești. Și la un dat, de asta ziceam că intervenea la un dat și paranoia. Dacă îi vedeai pe doi, nu știu, doi sau trei, depărtându-se puțin de baraca unde locuiam și vorbeam așa în șoapte, gata, zicea, gata, ăia mă votează pe mine, gata, m-am dus mâine, știi? Și multe chestii de-astea, că făceai echipă cu unii și trebuia să îi voteze pe altul și de fapt când era ziua votului, votau invers. S-au mai întâmplat și situații de genul ăsta și îți dai seama că și trebuie să rămâi acolo. Plus că dai acord de niște persoane pe care nu le cunoști. Acolo am învățat sau am încercat să ne cunoaștem. Pe perioada când am stat acolo și în condiții nu tocmai normale și naturale, știi? Dar cu cine te-ai înțeles mai bine de acolo sau cu cine ai... Dacă ai legat vreo prietenie, ceva? Băi, eu am încercat să învăț de treaba mea. Am încercat să nu deranjez pe nimeni. Și cu toate astea tot am avut și eu câteva conflicte,
Bineînțeles, nu m-am luat eu de oameni, alții s-au luat de mine, dar acolo și dacă nu te iei de cineva, cineva trebuie să ia de tine, că, nu știu, simte nevoia că trebuie să creeze o... să te scoată din calm, din echilibrul tău, să te provoace și să, nu știu, cumva să câștige el într-un fel sau altul. Da, am avut cu Cerebel, am avut cu Elena, am avut cu Smărândescu, trei, cam atât, cu trei persoane. Adică, na, și nu m-am certat așa aia? Cu... Păi ne-am împărcat, am conviețuit acolo, dar nu pot să zic că suntem, nu se leagă o prietenie într-un show în care acolo fiecare sapă și taie crac altuia, știi? Un pic cam așa a fost. Cum să zic, na, fiecare ne-am întors la viețile noastre de dinaintea acestui show. Am văzut câțiva, vreo 3, 4 sau 5 s-au mai întâlnit în perioada asta. Dar este așa, fiecare își cam urmează drumul pe care l-a avut și până înaintea acestui show. Eu m-am reîntors în antrenorat, la gimnastică, și am și eu destule activități încât să-mi umple timpul. Da, câteodată am impresia că n-am timp să le fac ceea ce mi-am propus eu în ziua respectivă. Da, pot să spun că m-am înțeles bine cu TJ, sincer. Cu cine m-am mai înțeles bine? Au fost cu războinici m-am înțeles bine. N-am avut Dar stăteați toți așa într-o casă sau cum? De la unificare, da, stăteam cu toții în aceeași baracă. Baracă? Baracă, da. Eu nu m-am uitat la competiție, de asta par picată din baracă, cer așa. Da, ce a mai fost greu, spuneam, a fost greu cu mâncarea și a mai fost greu cu dormitul, așa, cum ar veni în aer liber. Aveam noi niște, baraca respectivă avea niște frunze puse deasupra. Dar dormeați deasupra, pe jos, așa? Pe jos, într-o baracă de lemn. Erau niște USB-uri, nu știu, pe jos puse și o pătură direct pe USB. O păturică mică. Păi nu-ți mai zic că în primele 30 de zile, deci cred că mă trezeam din 15 în 15 minute că mi-amurțeau oasele, bazinul. Începea să amorțească, să te doară. Și trebuia din 15 în 15 minute să te întorci, ba pe o parte, ba pe cealaltă. Și așa am dormit, deci și lipsa odihnei, iarăși te ajunge să-ți pierzi răbdarea, să te enervezi repede și așa mai departe. Și am mai fost dormit un frig și atunci când ploua. Deci au fost situații în care a plouat 2-3 zile legate. Au fost mai multe astfel de, să zic, de ploi atât de lungi, în care te uda fleașcă, îți uda păturile, îți uda hainele de pe tine, îți uda rucsacul. Erai fleașcă și stăteai așa, ud, era, când ploua era frig, culmea. Ziua erau 40 de grade și noaptea era frig, rău. Dacă mai și ploate o da... Auzi, dar de mâncare ce vă dădea? Și cât? Măi, ne dădea când eram mai mulți în echipă, 10-12, venea și mai puțin. Deci era 1,2 kg de orez crud și trebuia să-l avem pentru 7, o săptămână și ne mai dădea 2 cartofi de fiecare. Tot așa să ne ajung o săptămână. Și ca să-ți dau un exemplu, când eram 10-12 în echipă, în trip, atunci când pierdeam, ne dădea la jumate 600 de grame de orez și un cartof. Când pierdeam, când eram 12 persoane în echipă, ne venea cam o lingură jumate de orez și cu cartofi mărunțiți de aia. Pe zi? Atera, da. O lingură jumate, niște farfurii de-astea de lemn. Când câștigam, ne veneau vreo 3 linguri, da. Când eram 12. Când eram 6, m-a mai crescut la vreo 4-5 linguri de orez, da. Deci cum vine? Venea cam o porție normală de, cum să zic eu, de garnitură. Uh-huh. Deci când mănânci tu, da, cu orez, cu ceva, da. Noi avem doar bucata aia de orez și atât, pe toată ziua. Fără carne și fără mic dejun și fără cină. Cam asta.
dar a meritat. Fiecare, cum să zic eu, eu când am ajuns acolo am zis așa, zic, bă, mi-aș dori să stau cel puțin o lună de zile. Mă gândeam așa, zic, bă, dacă nu rezist nici o lună de zile, mă fac de râs. Zic, bă, ce și dita mai sportiv, n-a reușit să supraviețuiască acolo. Bă, trebuie. Și am avut noroc că am câștigat și colanele de imunitate. Că atunci când am venit acolo, am fost așa, un pic outsider, știi? Erau toți deja ajuns acolo, eu am ajuns cu o lună după aia. Și zicea, toți vreau să ne dea pe noi afară, primii, ăștia ultimii veniți. Și na, erau cam toți împotriva mea și a fetei cu care venisem. Și am zis așa, să rezist o lună de zile, am rezistat. Și alt obiectiv al meu a fost așa. Eu, un vis de-al meu este să-mi deschid o sală de gimnastică. Sală de gimnastică nu pentru gimnastică de performanță, ci pentru recreere, pentru a obișnui copilul să facă mișcare de mic, sport. Și va fi, de ce nu, o voi crea, asta îmi doresc, o bază de selecție pentru toate ramurile sportive în general. Pentru că gimnastica stă la baza tuturor sporturilor. Deci, din sala de gimnastică pe care îmi doresc să o deschid, copilul va putea face gimnastică de performanță ulterior sau orice alt sport, oricare alt sport de performanță va dori. Pentru că voi lucra pe partea de orientare, motricitate, flexibilitate și așa mai departe. Lucruri în echipă, să-și învingă curajul și așa mai departe. Așa, și care era legat de... Să-și învingă frica, să-și învingă curajul, da, yes. Așa, și te refereai că visul tău este să faci această sală cu banii pe care i-ai luat de la Survivor, exact, și obiectivul a fost îndeplinit. Serios? Și urmează să mă gândesc, da, și la o locație și când se va întâmpla asta. Foarte fain, adică te-ai dus acolo cu un scop clar. Ei, da, exact, un scop clar pe care mi l-am atins. N-ai intrat în banii aia, nu? Nu. Nu, că este un vis al meu de mult timp și uite, iată că în sfârșit am ocazia să îmi îndeplinesc. Câți bani sunt? Poți să ne zici? Mă, nu pot, contractul a fost confidențial și nu este. Dar ce pot să spun este că obiectivul meu a fost atins și că urmează, într-un viitor apropiat, să îmi împlinesc și acel vis. Ce tare, felicitări, bravo! Da, mersi, mă. Și când ai venit de acolo, ai mâncat mult în România? Nu în România, eu am mai trebuit să stau acolo încă o săptămână jumătate până la finalul competiției să fiu prezent la marea finală. Ah, ok. N-avea rost să te întorci. Da, a fost timpul foarte scurt. Și am fost, să zic așa, izolat într-o cameră de hotel, în care n-aveam voie să ies, pentru că nu trebuia să știe lumea că am fost eliminat, să afle și așa mai departe. Și n-am făcut altceva decât să mă plictisesc teribil și să mănânc, atât am făcut. Și într-o săptămână și jumătate m-am îngrășat de la 57 de kg, cred că atât aveam când am ieșit, până la vreo 71-72. Deci am pus cam 2 kg pe zi. Mamă, dar ce mâncai? Orice. Orice și mi-a ușit dat mult de mâncare. Gândește-te, de la, dacă eu am plecat de la 4 linguri de orez, în ultima fază, 4 linguri de orez pe zi, îmi dădeau mic dejun, prânz și cină. Adică 3 mese consistente. Și plus am fost și închis, izolat în acea cameră de hotel, n-am putut să fac mișcare, n-am nimic. Și da, am venit acasă, am avut alte preocupări, încă n-am avut timp să am și o grijă să mai dau jos din kilogramele pe care le-am pus, dar este un obiectiv pentru mine și acest lucru. Dar crezi că te-ai îngrășat așa, că ai scăpat ca vaca în lucernă, cum se zice, după aia când mâncare? Da, da. Așa, nu? Da, deci am ieșit de acolo și inclusiv acolo fiind, m-am, și cu toții ne gândeam la mâncare foarte mult, foarte mult timp și da. Deci ce face foamea din om? Da. Te lucrează la psihic un pic. Și de asta zic, este greu. Și eu când am ieșit acolo, nu știu, dacă mergeam acasă, poate era altceva. Noi am fost acolo, ținut într-o cameră de hotel și tot așa, n-am avut libertate. La modul, și asta e, treaba cu libertate este un alt aspect. Până ai libertate să faci nimic.
N-ai libertate să, nu știu, să comunici cu cei de acasă. N-ai libertatea să să-i pleci un pic de pe insulă dacă vrei. N-ai libertatea să mai vezi și alți oameni. N-ai libertatea să ții ceva de mâncare. N-ai libertate absolut deloc. Deloc, deloc, deloc. Totul se întâmplă doar cu voia celor din showbiz, din Survivor. Acum primiți de mâncare, dacă primiți bine, dacă nu, nu. Dacă avem noi chef, așa. Acum mergeți la traseu. Nu știm niciodată nici măcar cât e ceasul, nu ne spune. Deci e real deal. Adică ai impresia că nu mai ești în control asupra propriului corp. Exact. Al exact. Proprii minți. Persoane, da. Nu te-au luat atacurile de panică? Nu. Am încercat să... Mă, de faptul că am făcut sport atâția ani, am și oarecare disciplină. Și am încercat să rămân echilibrat. În mare parte asta. Mă gândeam că o să... nu știu. O să-mi ia mintea razna din cauza foamei, odine și așa mai departe și băi, am încercat să rămân echilibrat, am încercat să am răbdare, să nu mă grăbesc, să nu ies din fire și așa mai departe și am reușit din acest punct de vedere, știi? Ai câștigat cine ai vrut tu să câștige sau ai fi vrut altcineva? Măi, sincer, cu toți am fi meritat, mai ales cei care au ajuns în final, ultimii 8, toți am stat peste 100 de zile acolo, adică toți ne putem numi supraviețuitori. Mai departe, acum e și un show de televiziune. N-a câștigat neapărat cel mai bun sportiv, dar, mă rog, nici nu poți să spui că cel mai bun sportiv, pentru că nu este un sport anume. Sunt mai multe probe și sunt mai multe zile. În anumite zile, unii sunt mai buni decât alții și așa mai departe. Se tot învârte, să zic, roata asta. În prima zi de finale am fost eu cel mai bun. A doua zi am fost pe ultimul loc, a fost altcineva mai bun. Și tot așa. Că nu e vorba numai despre sportivitate, ține și de zi, ține și de, nu știu, ce imagine ai tu sau cât de plăcut ești tu față de cei care votează de acasă, că până la urmă cel care a câștigat a fost ales de către cei de acasă. Sunt oameni haioși, oameni care dau bine pe sticlă, să zic așa, oameni cu mai multă energie, oameni, nu știu. Unii au încercat cu intrigi, cu certuri, alții au încercat pe partea de fanii, de amuzament. Unii prin sport, uite, nici prin sport. Dacă e să o luăm strict din punct de vedere al sportivității, păi ăsta Ionuț a fost unul dintre cei mai buni, dacă este să așa, aduna cele mai multe puncte dacă ne gândim la băieți. La fete iară Ștefania chiar a ieșit neașteptat, adică mă așteptam să fie în ultimii doi, în final. Iată. Gata, hai să închem capitolul Survivor. Da, haide că vorbim mai despre Survivor. Dar a fost interesant, pentru că pentru mine, ca să-mi satisfac curiozitatea, era important să aud de la tine cam cum erau, cum stăteau lucrurile acolo din punct de vedere ăsta al lipsei mâncării. Da. Da, și ziceam că am ieșit de acolo și am stat într-un hotel în care tot așa așteptam să-mi aducă ei de mâncare. N-am avut libertatea asta. Și cred că de-aia și în continuare am mâncat în săptămâna aia și jumătate, am mâncat aproape tot ce mi s-a adus. Sicum, stăteam, uitam la ceasca mine, prânzul, pac. Ziceai că ai COVID, așa ai stat. Da, 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 ceva de genul. Ceva de genul, nu? Undeva, da, exact. Ne aduceam caserole și... Da. Uite, mi-am notat să te întreb aici, cu siguranță ai mai zis, dar n-am mai căutat pe Google, sincer, pentru că am vrut să-mi spui tu povestea. De unde ți se trage porecla asta de marocanul? Mai de la lotul de juniori, mă, și din cauza tenului, că sunt un pic mai bronzat așa. Adică în loc din să zică naștere, țigane, ți-au zis marocane, nu? Da, nu știu de unde marocane. Chiar putea să-mi zică țigane, dar probabil țigane era mai urât, știi? Da. Bă, și care fac? Nu m-a deranjat marocanul. Am o poreclă asta la junior și puțin când am trecut la seniorat.
Dar pe urmă am constatat că toată lumea îmi zicea pe proiect, băi, nimeni nu mai îmi zicea pe nume, știi? Și numele meu îmi place foarte mult, Marian, știi? Na, și de la un punct am zis, băi, ok, uite, îmi doresc, dacă îmi faceți plăcerea, să-mi spuneți pe nume, că am un nume frumos și chiar nu mă folosesc de el și chiar îmi place, știi? Și de la un punct nu mi s-a mai zis pe reglă, mi s-a zis pe nume și na, îmi place mai mult. Dar rezonez cu ăsta dacă îți mai zice cineva, ce faci, mă, marocane? Păi nu vreau, să mai rezonez, pentru că, cum să zic, dacă mai accept acea poreclă, înseamnă că tot mai mulți iară și o să, nu știu de ce, oamenilor le place mai mult să zică pe, nu știu... Să zică porecla în loc porecla de nume. În loc de nume, da. Știi? Nu știu, mai catchy, dar nu știu, nu mă interesează, mie îmi place numele meu și... Și cum e, fiecare avem o carte cu instrucțiuni de folosire. Asta e cartea mea. Da, și limitele tale până la urmă. Da, îmi place atât de mult numele Marian, că de asta am și renunțat absolut de tot la acea poreclă, pentru că nu mai zicea nimeni pe nume. Deci nimeni nu mai zicea Marian, cred că doar mama și cu tata și cu fratele meu. Și pe bune. Și am zis, băi, gata, stop. Toată lumea, hai bă, că sună bine. Băi, zic, sună bine și mie îmi place, dar îmi place mai mult numele meu. Și de atunci asta... Da, da. Dar îți mai zice cineva acum? Mai îmi zice așa din an în Paște, știi? Și imediat le zic, bă, uite care e faza. Bă, a fost o perioadă, nu știu ce, dar mai mult îmi place să-mi spui pe nume. Mm-hmm. Mi-am adus, bine, uite, eu zic Mary, știi? Eu zic Mary. Chiar, Mary, în 2012, știu că nu te-au pus atunci 2012, 2012, nu te-au pus atunci pe lista la Jocurile Olimpice. Te-ai împăcat cu Andreea Răducan? Păi nu era ea atunci. Da, știu că aveai și cu ea ceva. Cu ea a fost întors, în nu? 2018. La European, deci a fost... 2018. Da, bravo. Hai să le luăm pe rând. Deci atunci care a fost faza în 2012? În 2012, nu știu, m-au considerat un pic... prea bătrân, erau alți sportivi mai tineri care au spus haide, să zic așa, să mergem cu generația nouă, mai tânără, dar nu mi se părea corect pentru că în continuare, sincer și la nivel de verificări, încă eram cel mai bun de acolo. După care am și dovedit, eu în 2012 când am fost lăsat acasă, deși ajutasem echipa să se califice la Olimpiadă, eu am fost lăsat acasă. Mă rog, a fost un șoc pentru mine. M-am și retras din gimnastica de performanță la vremea respectivă și 3 ani de zile n-am mai vrut să aud de gimnastică. Am fost foarte dezamăgit, că mă gândeam și că e ultima mea competiție. Și mă rog. Și am stat 3 ani de zile și iată că am revenit și în 2015 am fost singurul din lotul masculin de gimnastică care a câștigat o medalie la campionatul mondial și a obținut calificarea la Olimpiadă. Și iată că în 2016 am mers acolo fără echipă. A rămas echipa acasă și m-am calificat. În viață se întoarce așa, se întorc lucrurile, se întoarce roata. Dar cine era pe vremea aia? Adică cine de fapt te-a trecut pe listă pe tine? A fost așa, nu știu, probabil mai multe persoane care nu au mai avut... au ales să se meargă cu generația, nu? N-au mai avut încredere. Nu știu, la un dat în viață așa, poți crea și, nu știu, invidii sau antipatii fără să, nu știu, la un dat dacă crești într-un domeniu, la un dat cineva va deveni invidios sau, nu știu, poate s-a săturat. Bă, iară ăsta, iară că și hai să mai facem loc și la alții. Bă, dar eu n-am stat niciodată în, nu știu, în fața cuiva. Mi-am câștigat tot timpul locul în echipă prin muncă și prin, nu știu, am demonstrat, adică nu i-am furat nimeni, la nimeni, locul în echipă. Și fiecare are 2002 picioare, băi, muncește și facem verificări, punctaje, adunăm. Dacă ești în primii, dacă ești în echipă, mergi, dacă nu... Nu s-a întâmplat să se facă favorul pentru... Și n-a fost chip să neapărat să-i convingi, dar așa, nici măcar ce-au scris ziarele atunci, că Drăgulescu e lăsat acasă, ce... Da, nu. Decizia a fost luată și nu s-au mai întors la ea. Dar să știi că în 2015, când am revenit, mi-au întins o mână de ajutor. Aceiași oameni. Aceiași oameni, da.
Și cumva cred că s-au gândit că au greșit atunci. Pentru că în 2012 nu s-a luat nicio medalie, nu... Și echipa n-a avut o evoluție așa bună. Și cumva în 2015 am primit și o mână de ajutor, sprijin, pentru că aveam nevoie de moral, cel puțin, să știu că sunt alături de mine, știi? Și iată că le-am și dovedit, le-am demonstrat. Și după aia cu Andreea Răducan, în 2017? În 2018. 18? Da. Măi, am avut o problemă medicală, niște bătăi neregulate la inimă, știi? Mm. Extrasistole, așa se numesc. Noi facem de două ori pe an vizita medicală, circuitul medical, na, pentru sportul de performanță, sportiv îl fac. Deci, la unul din circuitele astea mi-au găsit aceste extrasistole. Cei de la centru de medicină m-au trimis la un specialist să-mi rezolv problema și după ce mi-o rezolv, să vin la ei, să-mi dea acceptul de a putea participa în competiții. M-am dus, mi-am rezolvat problema, am avut o intervenție chirurgicală, ablație se numește, mi-am rezolvat problema, am venit la ei și cei de la Institut de Medicină Sportivă mi-au spus, ok, ești ok, da, dar există un regulament aici pentru sportivi și zice așa că trebuie să treacă cel puțin 3 luni ca să participi la următoarea competiție. Și 3 luni se făcea imediat la câteva zile după competiție. Zic, hai domne, 3 luni, nu putem, și în 2 luni, că uite, specialistul zice că două luni am nevoie să-mi revin și după care pot să fac ce vreau, știi? Și pe urmă cei de la Institutul de Medicină Sportivă au spus, domne, noi nu putem să încălcăm acest protocol, doar dacă e pe propria semnătură. Iar chestia asta trebuie să-și dea acordul Federația Română de Gimnastică. Care pe vremea era condusă de Andreea Răducan. Care pe vremea respectivă era condusă de Andreea Răducan. Ce se întâmplă? În trecut au mai concurat pe semnătura lor. Și m-ar surzică. Au mai fost gimnaști și gimnaste care au concurat pe propria lor semnătură. La mine nu numai că... Adică nu eram eu un nebun, să zic, băi, toți medicii îmi spun să nu concurez și eu m-am trezit că vreau să... Nu, aveam, cum să zic eu, scrisoarea medicală a specialistului care de asta s-a ocupat, el m-a operat, adică cumva nu exista niciun risc pentru nimeni, știi? Și totuși nu am fost lăsat să particip la acel campionat european, deși eu mă antrenam în sală și eram pe exerciții și făceam ca la competiție, făceam totul bine. Adică, pur și simplu, doar ceea ce făceam în sală, mă duceam și făceam la concurs, același lucru era. Și da, simt că atunci aș fi putut să particip și aș fi putut să vin de acolo și cu medalii. Eram într-o formă bună. Dar și știu că a fost mare scandal atunci cu Andreea Răducan. Mă și gândeam, zic, ia uite și pe ăștia, i-a apucat colegi de generație, au crescut împreună și i-a apucat cearta, știi? Dar tu știi mai bine și cu ea ce s-a întâmplat acolo în spate, știi? Da, mă, e mai tânără decât mine. Și, nu știu, cred că nu a avut experiența necesară pentru astfel de funcție, din punctul meu de vedere. Nu știu, cred că asta a fost. Nu știu, trebuie să fie o persoană mai echilibrată, să stăm un pic, să ia mai multe lucruri în considerare. Am avut mai multe, să zic așa... Clinciuri? Clinciuri, da, dacă vrei. Cu Andreea, era vorba și de prima mea de lot, într-o perioadă în care am fost accidentat, și nu am mai primit. Acolo a fost altă discuție, tot pe vremea ei. Asta zic, putea să gestioneze altfel situația cu cel mai bun gimnast la masculin, dacă vorbim, pe vremea ei. Adică, na, nu știu, eu cred că trebuie să ții de cei mai buni, trebuie să găsești soluția astfel încât, cum să zic eu, ei să se simtă bine. Dar tu crezi că ea avea ceva cu tine sau, adică ceva personal sau pur și simplu, cum ai spus tu, nu era o funcție pe care nu o stăpânea prea bine?
nu știu, n-am fost pe aceeași lungime de undă. Nu știu, pur și simplu, da, nu cred că era suficient de matură să poată să gestioneze acele situații care s-au creat la momentul respectiv. Deci nu că ar fi avut ceva personal cu tine? Nu știu, tind asta să cred. Că era și ceva personal? Nu. Ah, că nu că era... Că știu să gestionez. Uh-huh. Dacă o fi avut ceva personal, asta e treaba ei. Da, ați mai vorbit? Mă, nu. Și culmea, să știi că înainte să vină, înainte ca ea să devină președintele Federației Române de Gimnastică, chiar vorbeam, am fost și colegi de multe ori, ea îi cumpăram dulciuri pe ascuns la competiții. După ce s-a retras din activitate, am venit la lansarea cărții ei, adică am fost alături de ea, de câte ori mi-a cerut ajutorul, știi? Dar iată că na. Când a ajuns să fie președintele Federației, atunci, nu știu, ceva nu s-a mai legat și de atunci nici nu s-a mai... Nu știu, n-a mai fost noi apropiați. Mhm. Da, pentru că toți suntem așa la capitolul ăsta de competiții. Eu sunt curioasă dacă mai particip, o să particip și la Paris la jocuri. Nu. Poate cu vreun sportiv. Vreun alt sportiv. Da, ne ajută. Da. Păi ce mai e până la 2-3 ani? 2 da, ani. Doi ani. Exact. Da. În Japonia cum a fost? Ce crezi că nu n-a ieșit acolo ca să obții medalia olimpică de aur mult visată? Că doar aia îți lipsește din palmares. Da. Și care e faza? Eu am simțit un pic că am tras de elastic cât s-a putut prin 2016. Și atunci am zis că va fi ultima mea competiție. Deja simțeam că nu mai am aceeași energie, nu mai am aceeași forță, știi? Nu mai am aceeași dorință, așa, fără margini. Și în 2016 am ieșit pe locul 3 la egalitate la olimpiadă cu un japonez și la noi, cum nu se dau egalități, am căzut cum ar veni pe locul 4 și de atunci am zis, bă, cam gata, nu mai... A venit, vin și sportivi puternici, tineri din alte țări și sunt buni, sunt puternici. După care am auzit că se organizează Europeanul la Cluj în 2017, la noi în țară, și am zis, bă, ăsta, morcop, trebuie să particip la el. Și am zis așa, zic, băi, dacă intru într-un următor ciclu olimpic, zic, hai să mă mai înham, la încă 4 ani de muncă și să ajung la Tokyo. Primul an am mers, 2017. Al doilea an am avut și operația la inimă, și niște conflicte pe la federație. Deja prin 2018 eram așa, deja nu mai, mi-era greu, mi-era din ce în ce mai greu. Nici parcă simțeam așa că nu mai am, cum să zic eu, motivație. Simțeam așa că nu, cum să zic, nu simțeam cumva că mă mai susțin oamenii, știi? Mai ales în federație, eram așa un pic, știi? Stingher. Da. Și cum e, când ești într-o echipă și când vezi, știi că toată lumea e alături de tine, știi, parcă te împinge de la spate. Când lucrurile deja se strică, să zic așa, și pe la federație, te cerți, nu-ți mai arde de nimic, știi? Așa e. Da, 2018 a fost și cu operația, 2019 am reușit calificarea iarăși singur la olimpiadă. Și am zis, bă, hai, mai trag un ultimul loz în 2020. Hai, și în 2020, pandemia, competiții, antrenează-te pentru competiția X, stai că nu se mai organizează, iar antrenează-te pentru nu știu ce competiție, iar stai că nu mai participi, iar antrenează-te, uite așa, a mers. Și, pe urmă, avem 2021, acolo am încercat eu să trag cât am putut de mult, cred că am tras prea mult și am ajuns într-o epuizare și într-o oboseală destul de mare la olimpiadă. Dar prima săritură, din câte mi-aduc eu aminte, a fost genială. A fost bună. Eu uit așa de fel, să știi, adică contrazice-mă, nu te baza pe ce zic. Păi nu știu ce am sărit prima, dublu cu 180 sau drăgulesc? Sau... Ăsta, rondo 189. Mă bagi acum ceață, habar n-am. Nu mai știu ce am sărit.
Depinde ce am sens. Dar cred că da. Prima. Mă rog, important e că am greșit la una dintre ele și am ieșit din calcul pentru... Dar ce simți când sare acolo? Tot timpul m-am întrebat. Deci pornești așa, îți trage aer în piept și nu știu, zi-mi la ce te gândești, ce-ți trece prin cap, ce stare ai, dacă meditezi înainte, dacă nu meditezi, dacă spui Tatăl nostru, dacă nu spui, ce spui? Ce spui? Deci, ca emoții, te gândești, băi, să nu intru prea... să n-alerg prea tare, să n-alerg prea încet, să nu mă întorc prea repede, să dau contră din braț, să fiu atent la în aer, la înșurubare, să țin și picioarele apropiate, să fiu atent și la aterizare. Sunt multe lucruri de care trebuie să ții cont. Da, și mă gândesc cel mai mult la tehnică, da. Și mă gândesc să nu mă grăbesc, să nu scurtez anumite mișcări, pentru că se... schimbă, se modifică toată săritura dacă umbli un pic la... Deci mai ai timp să te gândești. Te gândești atunci când pleci din capul pârtii. De când pleci înainte să alergi. Acolo îți pui în ordine toată mișcarea săriturii pe etape, chiar dacă o sar de multe ori. Și deși pare că ar fi automat mișcarea. Nu, tu trebuie să te gândești la anumite lucruri. Și te gândești acolo înainte să pleci la, nu știu, unu, două lucruri de care trebuie să fii foarte atent. De acolo mișcarea prin inerție se duce cum trebuie sau nu se duce cum trebuie. Spre exemplu, la bătaia pe trambulină și la intrarea în masă. Astea două contează cel mai mult. Și în aer când te dai peste cap așa? Păi de acolo îți dai seama, dacă ieșirea din masă a fost bună, e ok. Dacă n-a fost bună, încerci să te reglezi în aer, nu știu, să recuperezi înălțime sau rotație sau așa mai departe. Și când ești în aer acolo, ce simți? Păi când e bine, simți bine. Ok? Te gândești doar la aterizare. Când nu intri bine în masă, te gândești și la săritură, la mișcare, ce mai e până la aterizare. Te gândești și la aterizare, e mai complicat. Dar ești credincios? Măi, sunt, să știi, când eram mic mă rugam în fiecare seară. A fost o perioadă în care nu mai făceam acest lucru. Te-ai certat cu Dumnezeu și ai zis, ai, la revedere, nu mă mai rog la tine. Nu, și în ultima perioadă, să știi că am început iar să mă rog, seara, mă, să știi că mi-a ce liniște, mi-a ce recunoaștere, mi-a ce echilibru chestia asta dacă o fac, știi? Rugăciunea? Da. Mi-aduce aminte de multe lucruri pe care le am deja, pe care îmi doresc să le fac, nu știu, mă aduce up to date, să zic așa, și mă ține în prezent. E o chestie, na. Când te rogi? Dimineața, seara? Seara. Seara? Seara. Și cum te rogi? Păi, două rugăciuni, ce după rugăciuni? Care mulțumesc, după care ce doresc eu de la viață și de la Dumnezeu, na. Ce rugăciuni? Tatăl nostru și îngerul și meu. Serios? Da. De ce? Știu că mai sunt și altele, da. Ce tare mi se pare. La 41 de ani zici îngerul și meu, nu? Da. Dar e super. Da, mă, de ce? Îmi dă așa, nu știu, încredere, motivație, bucurie. Dar când ai fost certat cu Dumnezeu, de ce ai fost? Nu, dar s-a întâmplat așa... nu știu, de ale tineții valuri. Nu știu, aveam altele în cap. Nu știu, prieteni, fete, nebunii. Agici. Da, și de ușor, ușor, dacă nu mai faci, dacă nu mai îți creezi acel obicei, se duce, dacă nu te ții de el, dacă nu creezi o disciplină. Ajungem și la capitolul Gagici, să ai liniștit că nu scapi. Dar mai rămânem un pic la Dumnezeu, pentru că e important, cel puțin pentru mine, să aflu de la un sportiv și un sportiv așa mare cum ești tu, care e relația cu divinitatea. Pentru că avem impresia că doar noi ne putem ajuta pe noi, însă știm că e ceva mult mai măreț de atât. Tu consider că divinitatea a fost implicată și în toate rezultatele pe care tu le-ai avut? Mă, și... cum să zic? Mă... Lăs că suntem prieteni, ok. Da. Și talentul meu
harul ăsta vine de undeva, nu? Da, suntem atât de diferiți și fiecare ne pricepem la câte ceva, mai mult decât la altceva. Da, sunt niște lucruri pe care nu, nici știința nu le poate, nu știu, explica. Speranța, dar, iubirea, sunt multe lucruri care... Cum arată Dumnezeu pentru Marian Drăgulescu? Băi, nu am o imagine a unei persoane. Sincer, nu. Nu, pur și simplu, cred că e cineva acolo care, nu știu, îți dă speranță, cumva înțeleg și cum să zic, încerc să înțeleg și legat de legea atracției, atâta timp cât faci bine, se întoarce bine. Și mi s-a întâmplat de multe ori să-mi dau seama de acest lucru și aleg că avem, putem alege, avem opțiuni. Întotdeauna avem, de, să zic așa, dreptul mai multe, ăsta. Da, putem alege ce să facem în viață. Da, și de cele mai multe ori aleg să fac lucruri bune. Tu meditezi, adică... Nu. Nu meditezi, nu? Nu. Și înainte de concursuri, cum reușești să te centrezi? Cum reușeai, na, acum? Da, în ultima perioadă încercam să-mi reglez respirația. Că veneau emoțiile, adrenalina puternică. Și știi să-ți reglezi respirația instinctual sau era o tehnică dată? Mă zic seama că de-a lungul timpului am mai luat și noi legătura cu psihologi și psihologi sportivi, am avut și la lot și avem în continuare. Am mai aflat și noi câte un alta lucruri pe care le putem folosi în sport și care ne pot ajuta. Uite, când eram mai tânăr, spre exemplu, încercam să-mi iau mintea de la faptul că sunt într-o competiție, ascultam muzică în căști, știi, și atunci eram în elementul meu, în echilibrul meu. Iar ulterior, încercam să fiu acolo prezent, fără să mai îmi iau mintea, ceea ce era mai greu, și să-mi reglez respirația atunci când eram în exercițiu. Ai fost și tu la psiholog? Da, da. Inclusiv cel pentru sportiv, aveam ședințe și inclusiv în probleme personale și de cuplu, că na, am avut și relații și am avut și relații care au necesitat nevoia unui psiholog de cuplu. Și mergeai tu și cu partenera? Sau separat? Sau și? Și separat și împreună. Da. Nu prea mi te imaginezi pe tine la psiholog așa. De ce? Că sunt mai rebel așa și mai... Da. Măi, încerc să fiu deschis cât de mult pot la minte și să încerc, de ce nu, să învăț. Că, na, cât trăim, învățăm, nimeni nu, dacă zice cineva că le știe pe toate, greșește enorm de mult. Și da, e un domeniu nou, nici în gimnastică nu pot să zic că sunt Dumnezeu, pentru că întotdeauna învăț și inclusiv la gimnastică, la sportul pe care l-am făcut și l-am practicat atâția ani. Dar te-a ajutat în relația aia de cuplu sau pe viitor, așa? Să mă ajute relația de psihoterapia. Psihoterapia? Da, da. Te-a ajutat în relația? A fost foarte interesant. Ne-a dat, cum să zic eu, niște sfaturi foarte bune, numai că noi doi nu... Să încheiase, gata. Da, ce a trebuit. Și până la urmă v-ați și despărțit. Da, e vorba de al doilea mariaj pe care l-am avut, între mine și Corina. Da. Se pare că după 9-10 ani cât am stat împreună, nu am mai putut continua. Da, mi-aduc aminte și pe Corina, știu că ne-am întâlnit odată la un suc. Da. Dar ea era cu partea asta de psihoterapie, cred că ea te-a ademenit, nu? Nu neapărat, nu. Nu. Nu, eram, cum să zic eu, destul de deschiși amândoi, dar în același timp și orgolioși, cu toate că eu am lăsat orgoliu de multe ori, l-am dat la o parte,
se pare că, din punctul meu de vedere, ea a fost mult mai orgolioasă decât mine. Din punctul meu de vedere. Cum ți se par femeile orgolioase? Îți plac? Nu, și nici bărbații orgolioși. Sincer. Știi, trebuie să existe un echilibru. Și nu există niciodată că doar unul dintre parteneri întotdeauna are dreptate. Nu există așa ceva. Da, și vezi, orgoliu poate distruge iubirea. De cele mai multe ori? Dar nu numai iubirea. Și la locul de muncă, și în orice relație, de familie, de prietenie. Auzi, pentru că tot sunt, mă gândeam că o să te întreb mai încolo, dar dacă tot stai la capitolul gagici, vorbim, vezi, după Dumnezeu, vorbim de gagici. Păi ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Cu Larisa mai ții legătura? Că a fost, ai văzut, aici am dat să-mi fac așa documentația pentru podcastul ăsta. Da, aici era când erați voi. Mai ține legătura, chiar în weekendul trecut am fost copii la munte. Amândoi? Da. Da? Da. Și cu... ne vedem acum, weekendul ăsta, nu știu când o să difuzezi tu chestia asta, dar ne vedem, pentru că copiii au venit acum în vacanță în București, pentru că ei de altfel stau la Reșița, acolo învață. Mm-hmm. Și la Reșița, fiind la 500 km, ne întâlnim destul de rar, sincer. Și doar în vacanță așa ne mai... Câți ani ai zis că au copii? 17 și 15. 17. De fapt, anul ăsta o să fac 18. Sunt în... Deci da, ai băiat de majorat? Nu, fata e de majorat. Fata e de majorat? Da, da. Incredibil. Fata e mai mare. Deci fata e de majorat și băiatul? 16. 16. În 2 luni. Ce tată tânăr ești! 2 luni în noiembrie. La tine e toamnă. Da. Foarte tare. Păi și voi acum ați fost la munte, tu cu iubita ta actuală și cu Larisa, sau cum? Nu, cu copii. Doar copii. Foarte tare, mai are viața ei, eu am viața mea. Și a fost și cu copii, iubitul ei? Nu știu unde a fost ea, ea a rămas în București. A, eu am înțeles de la tine că ai fost tu, Larisa și copii. Nu. Așa, asta mă gândeam. A, deci doar tu cu copiii v-ați dus. Da. A, ok. Și cu iubita mea actuală. Așa, deci tu erai cu iubita ta și cu copiii. Da. Ea e iubita ta actuală. Da. E foarte frumos. Deci de 3 ani de zile, da. Unde v-ați cunoscut? La muncă, la ea. Sincer, eu stăteam cu chirie într-un apartament, în blocul unde lucra ea. Ar veni la parter, ea este inginer și există o firmă acolo și ne vedeam destul de des. De câte ori plecam la antrenament, veneam, ea venea la muncă, acolo ne-am văzut. Și ai abordat-o într-o seară și ai zis hai să... Da. Dai numărul tău. Dai seama că ne vedeam deja de câteva luni și era implicat într-o relație și eu eram așa... A, deci practic v-ați părăsit relațiile ca să fiți împreună? Nu. Așa s-a întâmplat să fie. Adică... Păi stai, n-ai zis că ea era deja într-o relație? Ea era deja... Da. Era într-o relație. Era într-o relație, da. Și eram și eu. Și s-a nimerit ca nu ne-am... Deci noi am început să ne vedem după ce eram... Eu nu mai eram cu nimeni, ea nu mai era cu nimeni. A, am înțeles. Adică nu s-a legat în timp ce erați în relație. Nu. Ne vedeam de 2-3 luni în fiecare zi zilnic pe acolo și nu, n-am avut nicio treabă. Și cum te-a cucerit? Ne priveam de fiecare dată, nu știu. Era... Ea mai ieșea pe afară cu colegii, na, și ne vedeam destul de des. Și dintre toți colegii, na, ea a fost așa, mai pe placul meu. Și asta te întreb, de ce e pe placul tău de la ea? Care sunt calitățile ei? Privirea mi-a plăcut, ok, e frumușică, e... Și ca fel de a fi? Mă, e foarte echilibrat, sincer. E foarte modestă, e alături de mine, e... Nu știu, nu e... Nu e figurantă, nu e orgolioasă, e așa, e pe placul meu. Se mândrește cu tine? Da. Că e iubita ta? Da. Ce tare. Dar să știi că nu e o persoană care vrea să iasă în evidență, să vină cu mine la TV. Nu. E chiar la locul ei. Câți ani are? 35. 35 ani? De seama cu mine, nu ține înainte. Da, super. Și vrei să te căsătorești sau nu mai vrei? Ți-a ajuns. Normal, vreau să mă căsătoresc. Vrei, și vreau da? Și copii, da. Serios? Mai vrei copii? Da. Ce tare.
Super. Da. Super, bravo. Și deci relația, legătura cu Larisa e ok acum, nu? Da. Adică, na, suntem amândoi, cum să zic, ne dorim ce e mai bine pentru copii. Auzi, adică da, până... nu ne mai încălcăm, nu... Până la urmă, cum era cu faptul că ai agresat-o tu? Adică și ea pe tine și tu pe ea sau cum? Păi, am fost niște... cum să zic, niște nebuni care făceam prostii, eram tineri, eram orgolioși, eram... Na, nu, n-a fost o cum să zic, a fost o relație toxică pentru amândoi. Vreau să zic că de când ne-am despărțit ne înțelegem mai bine. Bineînțeles, a fost o perioadă în care nu ne-am înțeles bine, pentru că nu, cum să zic, nu n-a fost acceptat acest demers, știi? Dar după care fiecare și-a văzut de viața lui și, na, acum suntem ok. Ne-am mai bine ca prieteni decât ca și cuplu. Ea e diferită acum față de cum era când erați în relație, când erați tineri? Măi, sincer, cum să zic, nu știu cum se comportă ea în relația ei de cuplu. Că până la urmă, asta m-a întrebat, nu? Ca să fac o... Nu, zic așa, ca om, de, știi? Ca om, altfel, o persoană altfel se comportă vis-a-vis de prieteni și altfel se comportă vis-a-vis de persoana de partener cu care trăiește zile. Da, care și asta e adevărat. Da, știi? Înțelegi? Nu poți să faci o diferență. Da, corect. Tu ce părere ai de faptul că ea face videochat? Mă, nu... Nu mă interesează. Fiecare face ce vrea cu viața lui. Și crezi că are, adică faptul că face asta are o repercursiune nu ok față de copiii voștri? Dacă mă întreb pe mine, da. Dar chiar și așa e alegerea ei, până la urmă, nu? Exact, da. Mie mi se pare interesant la Larisa că e o tipă care își asumă chestia asta. Adică am văzut că tot își asumă, apare... Da. Adică am văzut-o și la televizor. Spun, da, uite, fac asta pentru că câștig bani. Adică multe sunt care fac și nu recunosc. Ea mai e, să spunem, și persoană publică și recunoaște. Adică, într-un fel, este de admirat. Hai să nu exagerăm de admirat. Na, nu. De admirat, deci, nu știu, că spune, eu am crescut, știi? Altfel, eu, sincer, nu de acord cu așa ceva. Da. Fiecare face ce vrea. Dar copiii ce zic? Nu am vorbit cu copiii despre lucrurile astea. Cred că a vorbit ea. Dar nu simți că... Adică, altfel spus, ce educați? Simți că sunt educați ok, copiii voștri? Măi, da. Da. Știi că sunt foarte inteligenți, sunt educați, sunt ok. Dar mai fac sport? Că mi-aduc aminte, acum câțiva ani mergeam și filmam în sală. Băiatul a făcut gimnastică până acum un an și jumătate, a ajuns și la lotul de juniori. Și dintr-un punct ceva s-a tăiat, s-a rupt și nu și-a mai dorit să meargă mai departe. Și acum, să zic așa, cochetează cu muzica, zici că are voce și mai cântă și la chitară, deci și la un instrument. Super! Da, și profesorul lui de canto, de chitară și voce, chiar spune că are talent, de talentat. Super! I-am spus, zic, eu te încurajez și te sprijin în ceea ce îți dorești tu să faci, în ceea ce pui tu pasiune. Dar să știi că nimic nu se obține ușor, trebuie să muncești și trebuie să fii serios, indiferent că vorbim de gimnastică, muzică sau orice alegi tu să faci. Sper să înțeleagă, timpul ne va spune și îi va spune lui dacă... tratează cu seriozitate sau nu. Și fata ce face? E la școală? Fata e la școala de arte și desenează, pictează. E super. Talentată și ea, da. A avut o expoziție de curând. E, da? Da, prin Reșița. Acolo. Foarte tare. Vezi ce înseamnă să faci copil de tânăr? Crești odată cu ei. Da, nu vine să crede, cât sunt cât mine amândoi. E, da. Da, la mulțime.
tare. Mary, hai să ne jucăm puțin. Am chef de joacă. Am aici un bol cu niște întrebări. Teoretic, poți să tragi 3, însă dacă îți place, practic, putem să le tragem pe toate. Deci stai puțin, trag 3 lozuri și mi-aleg doar unul? Nu. Hai, le spun întrebările alea. Deci trageai de fiecare dată câte unul și eu ți-adresam întrebarea, știi? A, și ce zice cu 3? Că doar 3 din 6 că sunt aici, doar că ceilalți invitații mei pe care i-am avut au fost de acord să răspundă la toate întrebările până la urmă. Doar doar 3 din 6 alea. Da. La 3 am voie să refuz, nu? Să zicem că ai 6, voie, nu? Să refuzi. Dar știi ceva? Da. Dă-mi să citesc eu, pentru că scrisul meu n-ai să-l înțelegi. A, ia să vedem dacă-l înțelegi. Ia. Cu toate sinceritatea ta, ce părere ai despre meseria fostei soții? Păi tocmai am vorbit despre acest lucru. Da, poți să mai zici dacă vrei, dacă nu, nu. Nu vreau să mai continui. Fiecare face ce vrea cu viața lui. Trecem mai departe. Corect. Ia să vedem. Era numărul 2, să vedem ce era la... Uite, numărul 6 ăsta. Nu. Ok. Întrebări personalizate. Citești titlul, nu? Ce ar fi fost nevoie să facă Larisa sau tu să continuați să fiți un cuplu? Deci le-ai tras tomul în față. Una după alta. Ce ar fi fost nevoie? Băi, și care e faza? Nu ne potrivim, sincer. Nu ne-am cunoscut suficient de mult. Sau a fost o nebunie, o atracție. Chimia a fost între noi. Dar o relație de lungă durată nu se bazează doar pe chimia corporală. Sincer. Corect. Da. Dar a fost iubirea vieții tale? Iubirea vieții mele. Nu știu dacă... Că mi-e plac astea așa de pasiune. Da, wow, bombă. Băi, pasionat și așa... Știu, iubirea vieții mele. Nu știu, pe toate le-am... Adică relațiile de lungă durată pe care le-am avut, mi-au plăcut foarte mult de ele. Mm-hmm. Ne-am iubit, adică n-a fost nimic de fațadă. Deci toate au fost iubiri. Da, da, da. Pentru că le-ai iubit pe toate. Da. Ia, asta cum o mai fi? Așa. Ai avut vreodată regretul că te-ai născut în România? Băi, când eram mai tânăr, așa mă gândeam, nu, dacă ce frumos ar fi fost să mă nasc și eu în America. America, sincer, e o țară care îmi place foarte mult și mi-a plăcut dintotdeauna. Dar cu timpul așa când am mai crescut, mi-am dat seama că avem o țară frumoasă. Poate dacă nu mă nășteam în România, nu făceam performanța pe care am făcut-o aici în România, pentru că aici pot să spun și din probabil din cauza unor lipsuri, am avut ambiția să, nu știu, să muncesc mai mult, să trag mai mult de mine. Știi? Ceea ce cred că dacă aveam toate pe tavă și... Sau nu știu, nu pot să spun că am avut o copilărie în care mi-au lipsit lucruri. Consider că am fost o familie normală, am avut cam tot ce mi-am dorit. Nu știu, am avut, cum să zic eu, partea mea în sala de gimnastică în care puteam să mă desfășor într-un domeniu în care mie îmi place și îl iubesc. Acolo nu mă gândeam că am părinți sau că trebuie să nu fac anumite lucruri, acolo pur și simplu mă duceam și... Bineînțeles, și acolo am avut, cum ar veni, antrenorul care juca rolul de părinte. Da, exact. Dar, nu știu, cum spuneam, mi s-a părut un loc de joacă unde am învățat să ne jucăm. Și uite, joaca unde m-a adus. M-am regăsit tot timpul și a fost și o scăpare, o...
Adică un loc unde te-ai refugiat în momentul în care vrei să fugi de viața personală? Sau cred ceva că acolo mă regăseam tot timpul. Uh-huh. Sau de acolo îmi luam de cel mai multe ori, nu știu, bucuria și satisfacția în general așa. Da, m-am regăsit tot timpul în gimnastică. Ia să vedem. Având în vedere performanțele obținute, crezi că statul român te-a remunerat cum ai fi meritat tu? Mă, și care e faza? Că la noi, cum să zic eu, să știi că statul remunerează sportivii mai mult decât o fac în alte țări, alte state. În schimb, cum să zic eu, mediul privat în alte state, cum să zic eu, se implică mai mult în sport de performanță decât o fac la noi. De asta zic. La nivel de stat, statul ne oferă, cum să zic eu, mai mult decât oferă în alte țări mai dezvoltate alte state. Deci cu tine a fost ok. Da, eu consider că am primit foarte multe lucruri de la stat, inclusiv cum să zic eu, remunerația pentru medaliile câștigate la campionatele importante, plus avem și un gen de asigurare a sportivilor care au adus performanțe cu acea rentă viageră. Da, e super ok, e super ok. Mediul privat ar trebui să încurajeze și mai mult sport de performanță, pentru că pe lângă pe lângă sport de performanță care aduce bucurie, medalii, rezultate și așa mai departe, este și sănătos, nu? Pentru, în general. Da, așa. Cu cât facem mai mult sport, cu atâta suntem o națiune mai sănătoasă. Așa e. Da. Hai că îți plac întrebările, nu? Hai să vedem ce mai urmează. 3 din 6 ai zis. Uite, am ajuns la 5-a. Din experiența ta, banii în viață se fac ușor sau greu? Banii în viață. Mă, ca băiat, cred că se fac greu. Având în vedere situația. Da, să-mi doresc că fete. Da. Da, mă, depinde. Cred că se făceau mai greu banii în trecut. Cred că acum, mai ales cu noua generație, mai ales online, se fac mai ușor bani. Sau nu știu, sunt anumite meserii pe care nu le înțeleg eu, dar unii fac mai ușor. Nu știu, au înțeles altfel, cum se fac altfel banii în ziua de astăzi. Eu sunt un pic de modă veche, am impresia că trebuie să le faci pe toate de unul singur, dar nu este chiar așa. Așa e. Da. Încerc să, cu toate că, uite, la gimnastică am concurat și cu echipa și așa mai departe, ne-am susținut unii pe alții și cred în echipă, știi? Dar, na, nu știu, sper să sper să înțeleg și eu noua mentalitate din noua societate, știi? Mai mult. Ok, și cea de-a șasea? Simți respectul oamenilor de pe stradă? Măi, să știi că da. Să știi că mulți pe stradă îmi spun sportivul, campionul și așa mai departe. Ceea ce mă face să cred că ceea ce degeaba. Am făcut a fost ok, am inspirat oameni, am motivat copii și așa mai departe. Auzi, Meri, dar ia spune-mi, cum ți se pare că arată sportul românesc acum, sincer vorbind? Măi, din ce mai greu, pentru că nu cred că se mai acordă o foarte mare importanță, sincer. Nici de societate, și asta e cel mai trist. Cred că se acordă o mai mare importanță a tot ceea ce se întâmplă online. Ceea ce este ok, dar avem nevoie și de sport în viața noastră, avem nevoie și de domeniul ăsta de performanță, de sportul de performanță. Și ar trebui trebuie să fie un pic mai important în viața oamenilor, sportul în general.
Și ție ți se pare că nu prea mai... Și o prioritate. Și la nivel așa de... La nivel înalt, ți se pare că nu prea mai merge treaba, nu? Da. Și cum e? E greu în sport, sincer. În general. Și în orice domeniu, dacă vrei să ajungi moron. Dar cu tot ce se întâmplă în mediul online, mulți, cum să zic, se pierd un pic, știi? Au impresia că este ușor și în online. Ceea ce sunt sigur că nu este ușor. Și mulți se pierd acolo și trec ani și, cum să zic eu, pierd anumite lucruri în viață. Se trezesc după foarte mulți ani că n-au reușit nici în domeniul ăla și a trecut timpul pe lângă ei și n-au făcut nici alte lucruri pe care, nu știu, ar putea fi ca și o carieră pentru ei. Într-un domeniu să se specializeze sau cumva. Dar ție performanța lui David Popovici, de exemplu, cum ți se pare? E genial copilul. La 17 ani să bată toți seniorii la probele lui. E genial, un astfel de sportiv se naște, nu știu, odată la foarte mulți ani. E clar că îi place ceea ce face, e clar că e obsedat de acest lucru, de not. Ce pot să-i zic? Îi doresc multă sănătate și să rămână la fel, că poate să facă sport de performanță mulți ani și de ce nu să fie un exemplu și să atragă cât mai mulți copii către înot și către sportul de performanță, de ce nu? Dar știi că la noi în țară, adică noi avem un campion mondial la înot cu hâț bazine, adică nu prea spre deloc. Da, ai dreptate. Mă bucur totuși că s-a dat drumul la bazinul din Otopeni și au putut să organizeze și campionatul european. Uh-huh. Și nu numai de not, și cât și de sărituri în apă, ceea ce este foarte frumos. Sărea pe saltele băiatul la Popovici. Da, sunt doi Popovici. Da, da, exact. E unul și la high diving. La da, da, păi de el mă refer, la el mă refeream. Că sărea pe saltele, adică nu avea bazin, știi? Și mi-aduc aminte că am făcut acum mulți ani de zile un reportaj, urca... Și de acolo, pac, în loc de apă, el ateriza pe saltea. Alia Manoliu, acolo da, făcea. Da, exact. Da. Știu. Și de-aia zic, e și pentru el cu săriturile în apă, știi, să... Da. Să facă o treabă. Și tu cum ești cu copiii, cu antrenamentul? Îți place? Îmi place, da. Îmi place. Ai mai făcut asta în trecut, între competiții? Păi am fost retras între 2012 și 2015. Mm-hmm. Și am lucrat acolo și împreună cu colectivul de acolo. Suntem numai antrenori tineri la băieți și toți am fost colegi la lotul de seniori, știi? Uh-huh. Și să-i seama, avem motivație, ne place și ne dorim să avem performanțe acolo, știi? Și în aia trei ani când am fost retras împreună colectiv de antrenori de acolo, am trimis trei copii la lot de juniori. Și unul dintre copiii care au ajuns la lotul de senior a ajuns și la lot de senior. Și eu când am revenit în activitate eram coleg cu un copil care l-am antrenat la Steaua. Da. Da, a fost frumos. Cât de tare. Da. Super. Și ai ambiția asta să-i faci și pe alții campioni, bănuiesc, nu? Da, îmi doresc să scot cei mai buni din fiecare dintre ei. Sunt copii cu potențial. Sunt copii care trebuie să-i împingi puțin de la spate, sunt copii care trebuie să-i motivezi, sunt copii care le e frică să încerce anumite elemente. Că avem o grămadă de elemente la gimnastică, unele și la înălțime, altele și cu salturi, cu șuruburi și dar sper așa să reușesc să scot cei mai buni din ei. Hai că mai am un joc. Vrei să ne mai jucăm? Da, X și 0. X și 0, nu X și 0. Întrebări scurte. Ia să vedem. Locul 1 la Survivor sau bronz la sărituri la Jocurile Olimpice? Măi, bronz la sărituri la Jocurile Olimpice. Nu mă regăsesc la Survivor, adică era interesant, dar e un show de televiziune, nu are legătură. Prefer să aduc trofee în domeniul meu de activitate. Okay. Acolo pot să zic că da, sunt cel mai bun. La Survivor, nu știu dacă se mai face o dată Survivor, dacă vor fi același, nu știu, în aceeași ordine, dar nu contează, zic. Am înțeles. Mașină sau moto?
am și moto și mașină. Moto. Soție sau iubită? Soție. Soție, bine. Da, da, da. Întâlnire online sau față în față? Față în față. Carne sau legume? Carne. Asta e că m-au înjurat băieții că mă tot joc cu pixul, uite. S-a rupt. Vedeți? He? Vedeți, băieți? Gata, nu mă mai joc cu el. Vin sau whisky? Vin. Vin. Blondă sau brunetă? Blondă s-a nimerit să fie ultimele. Da. Avion sau mașină pentru călătorii? Avion. Dinamo sau Steaua? Steaua. Joacă sau relație serioasă? Relație serioasă. Dacă te referi la relații, nu? Da. Da. Alergare sau sală? Alergare. Alergare? Da, cardio. Sara, tocmai ce ai zis că nu-ți place. Tocmai da. Ce ai zis, adică ai zis la început. Da. Știi ce vreau să te mai întreb, Mary? Care e relația ta cu corpul tău? Mă, să știi că... Mai ales acum când nu mai fac gimnastică de performanță și îmi lipsește mișcarea zilnică, câte două antrenamente pe zi, ușor, ușor trebuie să încerc să mă acomodez, știi? Cu noua viață de antrenor va trebui să-mi găsesc și o activitate, să fac mișcare, să vedem unde voi alerga, unde voi face, de ce nu, o să merg și în sală, bineînțeles. Sunt și acolo o grămadă de... Pot să alerg pe bandă, să dau la bicicletă, să fac niște exerciții cu gantele. Mm-hmm. Da, trebuie să sunt conștient că trebuie să fac mișcare, altfel o să-mi fie greu. Dar după atâția ani de activitate, cum te mai simți în el, să spun așa? Pentru că tu, exact cum ai spus tu, l-ai ținut... tăgădăm antrenamente și dintr-o dată nu mai e niciun antrenament. Adică începe să se simtă, nu știu, să simți la articulații anumite chestii sau să pară că îmbătrânește sau nu știu. Măi, dacă nu faci mișcare, da, simți că mă anchilozez așa. Simt și eu, da, și dimineața, așa, da. Dar să știi că sportul întreține corpul, în general. Și nu contează la ce vârstă ești. Uite, apropo de corp, ai vreodată vreun complex că ai doar 1,62? Când eram mai mic. Când eram mai mic și până să întâlnesc și eu fete. Păi mi-am dat seama că înălțimea nu are legătură. Cu altele. Cu altele. Cu istețimea. Da. Deci nu mai ai nicio treabă cu complexul. Adică... Nu. Și iubita ta actuală e și ea tot așa de înălțimea ta? Are 1,67. Cu 5 centimetri mai mare decât mine. Băi, cred că e cânt bine. O să, la final de emisiune, chiar vreau să mă măsor să văd. Da. Că nu știu exact cât am. Da, de asta zic. Și era un complex când eram mic, dar ulterior mi-am dat seama că înălțimea mea m-a ajutat foarte mult în sportul pe care l-am practicat. Așa că... Mai multe avantaje am avut datorită înălțime decât dezavantaje. Mm-hmm. Știi ce vreau să te mai întreb? De ce grad ai? Pentru că tu ai fost și înainte la Dinamo, acum ești la Steaua, adică... Locotenent-colonel. Locotenent-colonel. Trăiți! Ai acasă haine? Da. Ai, nu? E obligatoriu, da. Păi și ai grad și de la Dinamo? Adică nu mai treabă cu Dinamo? Nu, când am făcut transferul, da? Am trecut pe gradele... De armată. Din armată, da. Da, bravo. Da, corect. Regres că ai plecat de la Dinamo? Nu. Mai ales după atâția ani? Nu. Deci, cum să zic eu, conducerea la Steaua este una extraordinară și inclusiv sala de gimnastică. Nu se compară. Bine, nu se compară cu sala veche de la Dinamo, care cei de la Dinamo au o sală nouă de câțiva ani, adică recent, și e numai de fete. Am înțeles că băieții nu se antrenează acolo. Deci e mult mai ok și din punctul ăsta de vedere al sălii de antrenament. Noi avem o sală în Ghencea extraordinară. Am văzut, da. Acolo, aceea unde e și bazinul de not, nu? Da. Da, e super. Și lângă sala de scrimă. Uh-huh. Da, știu. Auzi, dar am văzut că s-a căsătorit acum de curând Cătălina Ponor. Ți-a venit somn?
Hai că o să încheiem imediat să te las. Da, păi am fost la nunta ei. Ai fost, nu? Da, da. Și da, cum da. A fost? Una frumoasă și cred că foarte multă lume se bucură că în sfârșit s-a căsătorit și ea, pentru că, na, a ajuns și ea la 30 de ani trecuți, așa că era timpul și momentul și o să mai auziți și alte lucruri de la ea. Da, da, eu știu. Da. Și e super, e super vestea. Da. Super. Și cum a fost? V-ați distrat? Ne-am distrat, a fost frumos. A avut parte și de o vreme frumoasă, pentru că ea a organizat petrecerea. Bine, locul de servire era înăuntru, dar avea și o terasă exterioară, o grădină frumoasă. Super. Și v-ați întâlnit mulți din gimnastică acolo? Se știe că avea și domnul Belu, Mariana Bitang, Monica Roșu, Andrei Arducan. Și v-a salutat? Stai să mă gândesc cine am avut. Zi dacă v-a salutat Sandra... sau nu. Lasă prostiile astea. Nu știu dacă a fost Sandra. Cine? Corina Ungureanu a fost. Corina? Ce da. Are copil, am văzut. Da. Da. Foarte faină, Corina. Dar ia zi, Meri, Mariana Bitang și Octavian Belu chiar atât de răi era, cum se zicea? Nu știu, treabă-le pe fete. Păi tu nu. Cu noi n-am avut. Mă, îți dai seama că trebuia să impună o anumită disciplină acolo. Nu, fiecare și-a impus-o cum a știut. Da, dar tu vezi că rezultatele au fost pe vremea lor? Da. Măi, cum să zic, au fost niște, să zic, manageri, pentru că, sincer, ei au coordonat tot ce a mișcat, tot ce a fost în lotul ăla. A fost și într-un context în care și copiii erau mai mulți la cluburi și veneau un număr mai mare la lot, veneau și mai, să zic așa, mai pregătiți. Dar modul cum au gestionat ei, tot ce s-a întâmplat, e meritul lor, 100%. Așa e, nu? Da. Da. Mai vrem. Doar că... Mai vrem la fel, dar să se adapteze și la da, noua e. Generație, știi? Așa pentru e. Că un sistem merge până într-un punct, când trebuie să-l schimbi. Ei asta n-au știut. N-au știut să updateze cumva acel regim. Corect, ceea ce e foarte important. Mai facem un ultim joc și după aia te las acasă să mergi, să faci nani. Mâine iar ai antrenament, nu? Weekend nu. A, mâine e weekend. Da, corect. Aici avem o carte care se numește Numerele Îngerilor. Mesajele din spatele secvențelor numerice. Deci, după cum vezi, aici sunt cifre. Și fiecare cifră are cât un mesaj. Tu o să spui o anumită intenție înainte să te uiți în carte și apoi deschizi cartea și te uiți la cifra care îți vine prima. Da? Și după aia mi-o dai mie să o citesc. Intenție profesională, personală, de ce? Care vrei tu, nu ne-o spui. Dacă vrei poți să o spui, dar doar mesajul îl citești, pentru că e un mesaj venit de la divinitate pentru tine, dacă tot crezi. Păi nu știu ce, nu pun una prea serioasă, că poate nu-mi place ce... Nu, că sunt numai mesaje, da? Ok. Da, esma de la bine. Dumnezeu, ce poate să fie? În numele îngerilor. Ia stai mă să vedem atunci. Mă simt ca la ziua mea, știi, când trebuie să suflu în lumânări. Gata. Ok. Care dintre ele? Uite-te și vezi unde se duce. Aia? 95. 95? Da. Ia să vedem. Universul știe precis care sunt pașii pe care ți-i scoate în cale. Lasă-te în seama acestei experiențe. Drăguț. Să știi că de multe ori am simțit chestia asta. Că de multe ori, cum să zic, am dorit să fac anumite lucruri, știi, și de multe ori nu, cum să zic, mă gândeam că nu o să reușesc, știi, și ușor, ușor am dat de persoane care m-au ajutat să-mi ating acel obiectiv. Super. Adică au apărut de nicăieri. Deci universul știe precis care sunt pașii pe care ți-i scoate în cale. Lasă-te în seama acestei experiențe. Cam ăsta e mesajul. Domnule Marian Drăgulescu, îți mulțumesc mult de tot pentru că ți-ai rupt astăzi din timpul tău prețios și ai venit la mine la podcast.
Măi, cu drag, oricând. Știi că nu te-am refuzat niciodată. Mulțumesc mult. Așa că nici de acum înainte. Mulțumesc mult. Cine știe ce mai faci, ce mai drești și te mai invit aici să mai povestim? Da. Nu? Păi, invită-mă că o să vin. Vin, nu? Să mai treacă ceva timp, să vin și cu lucruri noi. Corect. Să vedem cu copiii de la sală, cu performanță, cu familia, cu vedem ce se va mai întâmpla. Corect. Sper că te-ai simțit bine. Da, mă simți foarte bine. Da? Să știi. Mă bucur mult de tot. Păi a fost așa. M-am simțit de atât de bine că am venit să mă culc aici. Și după antrenament m-am trezit de dimineață, nu e foarte liniștit aici la tine. Super, mă bucur. Da. Mă bucur. Înseamnă că te-ai relaxat, știi? Că somnul vine așa relaxat. Când te relaxezi. Super. Da. Mulțumesc mult. Cu drag. Și ne vedem. Dragilor, noi aici punem punct acestui podcast unde ați văzut că Marian Drăgulescu a fost o companie foarte plăcută. Nu uitați să dați like, subscribe paginii noastre, Vreau să știu, și ne vedem data viitoare. Pa, pa!